Este domnul conferențiar doctor Virgil Popescu, președinte al Patronatului Județean al Antreprenorilor Mici și Mijlocii. L-aș ruga să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua! Mă bucur că sunteți astăzi atât de mulți la o întâlnire referitoare la turism, o activitate care eu cred că acest sezon va aduce pe termen lung foarte multe beneficii. Când m-am întâlnit acum câteva luni la București cu prietenul meu, Vali, și a propus ca să implementăm în această zonă acest proiect de turism, am acceptat fără rezervă, pentru că eu cred că zona asta se poate dezvolta prin turism. Este o zonă binecuvântată de Dumnezeu și dacă cultura zonării s-a dezvoltat în ultimii 15 ani, așa ușor, pas cu pas, și a ajuns la un nivel unde, practic, nu mai găsești loc să mai construiești de ceva, mai avem o zonă care este puțin uitată, dar o zonă unde este extraordinar de frumos, zona Băii de Aramă, zona Pomare, unde este munte, este un aer curat și este deosebit de frumos. Biroul de consultanță al acestui proiect l-am ales și domnul Miron a fost de acord în Orșova. Părerea mea că acest oraș Orșova, acest municipiu Orșova, este, ar trebui să fie un pilon al turismului județului Mehedinț. Este, practic, de acolo încep frumusețile defileului Dunării. Îl veți găsi în Orșova, la Bulevardul Porții de Fier numărul 26, este fostul pavilion administrativ al Societății Cazanele, la parte. Este un spațiu generos de 70 de metri pătrați, unde vă așteptăm pentru orice probleme aveți. Aș vrea să mă înscrieți cât mai mulți, aș vrea, știu că sunt oameni de succes care au pensiuni în sală, știu că sunt oameni care au accesat fondurile probleme și au câștigat și au implementare în acest moment proiecte pentru construcție de pensiuni. Sunt oameni care au depus proiecte și așteaptă rezultatul și sunt și viitori întreprinzători în turism care doresc să depună proiecte. Aș vrea să vă spun că în octombrie se va deschide din nou linia 313 pentru depunere de proiecte și cred că este momentul, dacă doriți o consultanță de la noi pentru scrierea proiectelor și pentru îndrumarea către un consultant, vă așteptăm, pentru că eu cred că mai avem un an și jumătate de accesat fonduri europene pentru această măsură 313 și este păcat ca în județul Mehedinț sau în județul Gorj sau în această zonă de sud-vest, că practic proiectul se adresează întregii zone de sud-vest, să nu se atragă fonduri. Vă urez succes în continuare și vă aștept pentru orice problemă pe telefon, la sediul de consultanță din Orșova, la sediul din Sernăin, pentru că Fundația Tinerilor Manager mai dezvoltă un proiect pentru întreprinzătorii din zona rurală. Avem un birou în Sernăin, tot al Fundației Tinerilor Manager. Deci, vă așteptăm pentru orice probleme aveți. Vă mulțumesc! Așa cum spunem mai devreme, în implementarea oricărui proiect de acest tip, nu numai. Derularea oricărei afaceri. De orice, nu neapărat în domeniul turistic. Sunt două componente principale. Componenta educațională și componenta de promovare. Următorul vorbitor va adresa ambele componente. Alături de noi se află astăzi doamna profesor universitar, dr. Mirela Masiu,
președinte al Asociației de Promovare a Turismului în județul Mehedinți. Vă rog să ne adreseze pe la mine. Bună ziua, bine ați venit. Am aflat această conferință și mă bucur de existența și de rulare aici, o să fie la fel de fructuoasă. La Arba Iulia, ca unul din evenimentele care sper să ne dea numai bucurie existenței liberalității Dunării, de care vorbeam eu, și anume faptul că vom putea avea și beneficii pe Dunării. Strategia Dunării vine cu elemente pe care fondurile europene nu le oferă. Strategia Dunării ne oferă oportunități de care am fi inconștient să nu profităm. De ce? Pentru că suntem unul din județele care are procentele foarte mari, care partiție spațiul geografic acestui fluviu mai mult decât benefic pentru o dezvoltare ulterioară. Faptul că turismul rămâne o prioritate, pe mine nu mă încântă. Am foarte mult și pe care salut și pe care de la domnul Cunicel, la domnul Cărămisarul, președintele Asociației Cazanele Dunării. Mă rog, până au venit și alte persoane reprezentative și pe care eu, împreună cu dânsii, avem 4 proiecte derulate până la sfârșit. Am creat conferințe, sol de conferințe, dar capul afine, deci construind o sală de conferințe. Am înțeles și au ascultat că o asociație de promovare nu are rolul decât de a-i ajuta să-i promoveze. Am obținut ceea ce cu durere spunea în suflet de și pe bună dreptate că una din zonele nu lipsită de promovare, ci lipsită de cel de-al treilea element pe care Nicu nu l-a enumerat, care devine nu numai o hibă, ci chiar un dezavantaj în dezvoltarea turismului, deci pe lângă cazare, infrastructură, mai sunt serviciile de salvocalitate. Ori aici intervine ceea ce spunea domnul Ion, și anume elementul de educație. Nu doresc decât să reamintesc faptul că acest proiect vine să suplinească un lucru de care sper să beneficieze cei care sunt proprietari de pensiuni sau viitori antreprenori, și anume de o formare adecvată, pentru că foarte mult timp turismul s-a făcut în România după urechi. Rezultatele se văd. În momentul în care vom avea omul potrivit la locul potrivit și rezultatele vor fi de la ceva. Deci de aceea, implicați-mă, eu niciodată n-am spus-o, nici măcar studenților mei la care predau atâtea discipline de turism, nu numărul acțiunilor contează, ci calitatea lor. Sper că această acțiune, și sunt sigură deja, în proporție sau procentual existențial destul de mare, deci va dovedi eficiența, pentru că noi formăm dintr-un punct de vedere studentul, dar în ceea ce privește, privesc de fapt elementele ulterioare, pornind de la activitatea de front office, de recepție, de înregistrare, etc., aceste probleme vor fi rezolvate, probabil, prin acel e-learning pe care Virgil Popescu îl va desfășura. Sunt lucruri de care avem nevoie să fim un pas cu lumea civilizată, să nu mai facem rezervări telefonii, deși telefoanele, cum spunea domnul Miron, încă mai funcționează la partid, vă spun că funcționează și nu numai la partid, funcționează și în sens invers, funcționează și în sens amenințător dacă ai curajul să accesezi un proiect și nu ești pe linia cu X, dar să ne deparăsăm de asta, în fond toți cei care suntem în această sală, sunt sigură că am venit pentru faptul că iubim turismul. Alături de noi în această implementare acestui proiect, în această întreprindere, se află și Asociația Națională pentru Turism Rural, Tehnologic și Cultural din România, ANTRE. Reprezentanții sunt în sală, este primul președinte de la Gorj, care îi doresc să-i mulțumesc pentru prezența astăzi. Dânsul ne va adresa cuvântul său după pauză de la 11. De asemenea, suntem parteneri în acest proiect cu Asociația Tinerilor Agricultori din Almeria, din Spania. Doamna Adoración Blanquepere și ne va adresa cuvântul dumneavoastră. Dar până la ascultat cuvântul invitaților, aș dori să vedem exact cu ce se ocupă acest proiect. Haideți să vedem care sunt obiectivele proiectului, care sunt activitățile lui și cu ce vă poate ajuta colega mea, coordonatorul central al proiectului,
domnișoara Laura Popa. Vă va prezenta în câteva cuvinte cu ce se ocupă proiectul. După cum cred că bine știți și au spus și domnii prezenți, Valentin Miron, proiectul Întreprinătorii din Turism în România este un proiect național strategic. E un proiect dedicat tuturor județelor, structurat pe regiuni de dezvoltare la nivel național, pe cele 8 regiuni de dezvoltare. Proiectul durează 3 ani de zile, a început acum în primăvara acestui an, și se va ține până în 2013, proiectul în care sper să rămâneți alături de noi. După cum știți, fac trei proiecte, Andrei și Asama. Andrei Casama și PNTV sunt organizații cu un background profesional vast, organizații cu peste 15 ani de activitate. Despre proiect, am împărțit proiectul în câteva componente mari. Cred că mulți dintre dumneavoastră deja le cunoașteți. Unii dintre dumneavoastră s-au scris de la pe site-ul întreprinzătorul.ro. O primă componentă majoră a proiectului desfășurat în această perioadă este cea de promovare și motivare a întreprinzătorilor. Momentan suntem într-un șir de 7 conferințe regionale la nivel național. Până acum, la conferința de la Constanța, Gura Umorului și Cluj, am întâlnit deja peste 100 de întreprinzători și astăzi, iată, pentru că noi iarăși 200 de actuali și viitori întreprinzători în turism. Până la finalul lunii iunie, sperăm să întâlnim, la nivel de țară, peste 1500 de potențiali beneficiari care doresc să participe în acest proiect. O componentă frumoasă a proiectului este o cercetare la nivel național. După cum știm, nu s-a realizat pe sectorul turismului de pensiune. Se realizează un studiu pe durata unui an de zile, care este dedicat atât consumatorului de servicii de pensiune, turiștilor, cât și managerilor de pensiuni. Astfel, echipa de marketing, avem o echipă de 8 oameni de marketing, doctori în sociologie, desfășoară interviuri cu peste 10.000 de turiști, atât români cât și străini, anumite de țară, și acum sunt alături de noi și, de asemenea, trebuie să discute cu managerii de pensiuni în această regiune. Vă mulțumim deja celor care ați venit de la o jumătate și ați avut deja discuții cu oamenii de marketing și vă rugăm și pe cei din sală care aveți pensiuni să nu ezitați să participați la aceste discuții care sunt utile în dezvoltarea acestei cercetări și în stabilirea unui proiect strategice pentru sectorul de pensiuni. O componentă despre care s-a menționat deja este cea de consultanță. După cum știți, consultanții pentru regiunea Sud-Vest sunt domnul Virgil Popescu din partea PNTM și domnișoara Elena Ciobanu și domnul Ciobanu din partea Andrei. Dumnealor se vor ocupa de toate cele 5 județe ale regiunii, Vâlcea, Gorj, Oltul și Medellin. Și nu vă rugăm să nu ezitați să-i contactați atât la biroul din workshop, cât și personal prin telefon sau e-mail. Datele lor de contact le aveți, sunt și pe site-ul proiectului. Dumnealor o să vă fie de folos și o să vă poată ajuta și dezvoltarea unui plan de afaceri și realizarea unui cerere de finanțare. Orice probleme pe care nu le pot rezolva, pentru orice probleme poți să apeleze și la alți experți ai proiectului, veți vedea, sunt alături de noi astăzi și experți în fonduri europene care derulează proiecte de succes și experți în IT, cea mai echipă mare de profesori și asistenți. Deci nu ezitați de contactați. În perioada următoare o să încercăm să dotăm și biroul cu niște cărți de management, cărți în sectorul turistic și de marketing, pe care vor fi să veniți să le preluați în regim bibliotecă, cred că sunt utile să le parcurgeți. De asemenea, o componentă majoră a proiectului, de la care a și pornit această idee de proiect, este realizarea unui portal de turism și realizarea unui catalog cu pensiunile din nivel național. Portalul de turism va include pensiunile de la nivel de țară, dar și afaceri de conexe, adică și agenții de turism și mici meșteșuguri, afaceri conexe turismului. Portalul se va lansa la finalul iunie, cazarelapensiune.ro. Despre utilizarea portalului și beneficiile, avantajele pentru dumneavoastră, va discuta managerul IT în a treia sesiune a acestui eveniment.
După cum v-am spus, vom realiza și un catalog cu versiuni la nivel național, care va fi tipărit în anul viitor, în 2012, și va fi seminat în țară, cât și în străinătate, la toate ambasadele României în străinătate. Și acum despre programul de educație. Avem un program de educație de 9 luni de zile. Este un program în sistem online. Se va desfășura pe site-ul proiectului, www.intervinător.ro. Programul de educație cuprinde 5 module de curs, 4 module mari, management financiar, IT&C, marketing și promovare, și modulul de management turistic are două submodule, unul de bază management turistic și celălalt de plan de afacere și celălalt de finanțare. În sistemul online, v-am spus, o să aveți pachete de instruire pe care le puteți parcurge în ritmul dumneavoastră. Acolo sunt și teste de evaluare, autoevaluare. Vom structura programul toate în 3 teste online, iar la final, fiecare participant va putea realiza o lucrare practică care să fie aferentă afacerii dumneavoastră sau dezvoltării unui plan de afacere. Pentru înscrierea în acest program, o să vă anunțe consultanții, vom începe înscrierea undeva în septembrie-octombrie. Programul începe în februarie, continuă la nivel regional, ca și acum, pentru parcurgerea în 2 zile acestui curs, profesorii, după care, în sistem online, fiecare dintre noastre puteți parcurgeți în continuare. Așa și, în ultimul rând, cred că știți, avem și un schimb de experiență în Spania. Vom selecta 100 beneficiari care să participe la acest schimb de experiență. Se vor vizita pensiuni din zona Almeria și din nordul Spaniei. Cam atât vreau să vă spun. La finalul proiectului ne vom întâlni și într-o conferință cu seminare. Și pentru alte date despre proiectele noastre, vizitați la manager și la antreprenor, alte două proiecte naționale strategice de luat în această perioadă. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul următorului invitat, aș dori să accentuez puțin ceea ce spunea colega la mai devreme și haideți să vedem cu ce poate fi de folos acest proiect. Oricine intră în acest proiect își pune întrebarea cum și pentru ce. Care e rostul? În primul rând, componenta centrală a proiectului este realizarea unui portal. Încercăm noi cu toate pensiunile din România. Nu știu dacă o să și reușim, dar sperăm undeva la sfârșitul anului viitor, deci la sfârșitul lui 2012, să putem avea în acest portal online pensiunile dumneavoastră. Să putem avea, sper eu, câteva mii de pensiuni. Cele mai frumoase, cele mai vizitate, cele mai importante pensiuni din România. Acest portal vom încerca să-l transformăm încetul cu încetul, deci să nu vă așteptați că gata de mâine el este utilizat, în ceva de genul booking.com. Poate mulți dintre dumneavoastră știu că acesta este cel mai important portal de rezervări cu ateliere din lume. Vom încerca prin metode specifice pe care de marketing și de promovare online, pe care colegii mei o să le specifice în cea de-a doua sesiune, vom încerca să atragem milioane de vizitatori. Atât turiști români, cât și turiști străini. Cu precădere turiști străini. În urma cercetării de piață, vom identifica exact unde sunt zonele în Europa și în România cu potențialul cel mai mare de turiști care au dorință și vor să viziteze pensiuni, vor să stea la pensiuni. Asupra acestor segmente de turiști va fi organizată o campanie intensivă, astfel încât ei să devină clienți fideli ai portalului și prin portal să devină clienți fideli ai pensiunilor dumneavoastră. Deci ăsta este unul dintre cele mai importante aspecte ale programului.
Colegii mei vă vor explica mai târziu cum puteți să vă înregistrați pe acest portal, cum puteți să vă uploadați poze, informații despre pensiunea dumneavoastră, datele de contact. Ceea ce este foarte important este că acest portal este gratuit. Nimeni nu vă va lua bani pentru că ai plătit din fonduri europene. Nu se ia niciun fel de comision, taxă și așa mai departe. Un al doilea rezultat important al proiectului este catalogul bilingv în română și engleză, cu cele mai frumoase pensiuni din țară. Încercăm de asemenea să includem în acest catalog, pe parcursul proiectului, câteva, sper eu, mii de pensiuni. Înainte de a da cuvântul următorului invitat, aș dori să accentuez puțin ceea ce spunea colega mea mai devreme. Și haideți să vedem cu ce poate fi de folos acest proiect. Oricine intră în acest proiect își pune întrebarea cum și pentru ce. Care e rostul? În primul rând, componenta centrală a proiectului este realizarea unui portal. Încercăm noi cu toate pensiunile din România. Nu știu dacă o să și reușim, dar sperăm undeva la sfârșitul anului viitor, deci la sfârșitul lui 2012, să putem avea în acest portal online pensiunile dumneavoastră. Să putem avea, sper eu, câteva mii de pensiuni. Cele mai frumoase, cele mai vizitate, cele mai importante pensiuni din România. Acest portal vom încerca să-l transformăm încetul cu încetul, deci să nu vă așteptați că gata de mâine el este utilizat, în ceva de genul booking.com. Poate mulți dintre dumneavoastră știu că acesta este cel mai important portal de rezervări cu ateliere din lume. Vom încerca prin metode specifice pe care de marketing și de promovare online, pe care colegii mei o să le specifice în cea de-a doua sesiune, vom încerca să atragem milioane de vizitatori. Atât turiști români, cât și turiști străini. Cu precădere turiști străini. În urma cercetării de piață, vom identifica exact unde sunt zonele în Europa și în România cu potențialul cel mai mare de turiști care au dorință și vor să viziteze pensiuni, vor să stea la pensiuni. Asupra acestor segmente de turiști va fi organizată o campanie intensivă, astfel încât ei să devină clienți fideli ai portalului. Și prin portal să devină clienți fideli ai pensiunilor dumneavoastră. Deci ăsta este unul dintre cele mai importante aspecte ale programului. Colegii mei vă vor explica mai târziu cum puteți să vă înregistrați pe acest portal, cum puteți să vă uploadați poze, informații despre pensiunea dumneavoastră, datele de contact. Ceea ce este foarte important este că acest portal este gratuit. Nimeni nu vă va lua bani pentru că ai plătit din fonduri europene. Nu se ia niciun fel de comision, taxă și așa mai departe. Un al doilea rezultat important al proiectului este catalogul bilingv în română și engleză, cu cele mai frumoase pensiuni din țară. Încercăm de asemenea să includem în acest catalog, pe parcursul proiectului, câteva, sper eu, mii de pensiuni și să distribuim acest catalog, care va fi publicat în 10.000 de exemplare, să distribuim peste tot în lume. Și mă refer la ambasadele României din străinătate, pe continentul european, în America, în America de Sud, în Africa, peste tot în lume. Precum și la oficiile Ministerului Turismului, la fel, în toată lumea.
El va cuprinde informații în limba română și limba engleză despre pensiunile dumneavoastră, date de contact și va fi distribuit și către cei mai importanți tur operatori din lume. Să încercăm să intrăm și noi odată în circuitul mondial al turismului. Ăsta e al doilea punct pe care eu îl consider foarte important în acest proiect. Numai puțin importante sunt elementele de educație. Cu toții știm că educația formală ne prezintă concepte de bază. Educația formală universitară aprofundează aceste concepte. Intrăm în posesia unor cunoștințe mai sofisticate. Dar de cele mai multe ori, acestea au un caracter aplicativ redus. Cu tot respectul pentru invitații noștri care sunt în cadrul universitare, ceea ce vom încerca prin acest program de e-learning este să transpunem aceste concepte în instrumente utile dumneavoastră în viața de zi cu zi și în conducerea afacerii. Programul de e-learning va avea 4 componente majore: una de management financiar, una de marketing, una de management turistic și o componentă de tehnologie informatică și de calculator. Astfel încât să vă prezinte instrumente practice pe care să le puteți folosi în conducerea afacerii, în conducerea pensiunii. Toate exemplele, toate noțiunile vor fi prezentate cu aplicabilitate directă în turism. Programul nu va fi unul formal. El va fi în format online, putând fi accesat în funcție de timpul fiecăruia. Deci nu trebuie să veniți la cursuri, nu trebuie să veniți la examene. El poate fi accesat pe calculator, din confortul căminului propriu, în așa fel încât puteți parcurge când doriți pe parcursul celor 9 luni cursurile respective. Puteți da testele când doriți. N-am timp astăzi, n-am timp mâine, nu-i nicio problemă. Îmi rezerv la sfârșitul săptămânii niște ore în plus, trec prin respectivele module de învățare. La fel, nu pot să dau testul astăzi, nu pot să dau mâine, îmi rezerv peste 2 săptămâni, o zi sau 2, când știu că sunt mai liber și pot să dau acel test. Nu în ultimul rând, accesul la consultanță este de asemenea o componentă importantă și un rezultat important al proiectului. Aveți aici posibilitatea să apelați la cunoștințe deja acumulate, gata amestecate. Oameni care s-au lovit cu capul de diverse probleme, oameni care au avut ocazia să rezolve aceste probleme, oameni care au un bagaj de cunoștințe și o experiență vastă și pe care puteți să-i folosiți la fel, gratuit. Atât domnul conferențiar dr. Virgil Popescu aici de față, cât și colegii de la Antrec vă stau la dispoziție pe parcursul proiectului pentru orice fel de întrebări. Foarte mulți dintre dumneavoastră știu că există probleme de tip juridic privind autoclasificarea, privind certificarea pensiunilor și așa mai departe. Există probleme de relaționare cu autoritățile locale. Există probleme tehnice. Multe dintre aceste întrebări își au răspunsul la consultantul dumneavoastră. Folosiți-i și abuzați-i. Pentru că ăsta este scopul proiectului. Bine, mai este și avantajul schimbului de experiență, vizita în Spania, dar în Spania puteți să vă duceți și dumneavoastră singuri. De principiu, este un alt rezultat al proiectului prin care vom avea cele mai performante pensiuni, cei care parcurg prin programul
prin tot programul, vom putea participa la un schimb de experiență în Spania, să vedem cum fac ei turism acolo. Ce aș dori eu să rețineți în final, și aici o să mă opresc, este faptul că prin această rețea națională pe care atât Fundația Națională a Tinerilor Manageri, cât și ANTREC România o au, dumneavoastră puteți fi parte a unei rețele de relații. Și să nu mă înțelegeți greșit, nu mă refer la relații în sensul peiorativ sau vechi sau învechit a cuvântului, ci mă refer la oameni care, la fel ca și dumneavoastră, au trecut și trec în permanență printr-un proces de autoperfecționare, sunt manageri, sunt proprietari de pensiuni, sunt proprietari ai diverselor altor afaceri și se zbat și reușesc să treacă peste hopuri cu mai mult sau mai puțin succes. Și de unde putem învăța? Concret, cineva are o problemă cu pompierii, să spun. Da? Poate altcineva la Gorj și s-a lovit deja de problemă. A surmontat-o, a trecut peste ea. Cum a făcut? Cum a rezolvat? Putem afla direct de la colegii de la Gorj. Dumneavoastră transmiteți întrebarea către consultant, consultantul o transmite mai departe la centru și noi o dăm pe toată rețeaua. Este imposibil, până acum nu mi s-a întâmplat, ca o astfel de întrebare să nu-și găsească răspuns. Că și-a găsit răspuns la Satul Mare sau la Târgu Mureș sau la Vascui, cineva a trecut printr-o problemă similară. Asta este foarte important. Mai avem, de asemenea, cunoștințe în cadrul autorităților locale și în cadrul ministerilor, autorităților naționale. În măsura în care putem să vă sprijinim, v-aș ruga să nu ezitați. Discutam despre misul de bate cu standard 4P. Cei 4P pe care îi vedeți jos, produs, preț, plasare, promovare. În cazul unei pensiuni, sunt alte trei elemente, deci vorbim despre un mix de bate extins, mult mai important. Și nu numai în cazul serviciilor, ci în cazul serviciilor în general. Noi vorbim de partea soft a lucrurilor, partea hard, partea fină. Despre ce vorbim? Păi despre personal, despre procese sau proceduri și despre probe fizice sau context material. Să le luăm puțin pe rând, sunt foarte important. Și vreau să ne înțelegem cu studii de caz concret. Să terminăm mai întâi cu probele fizice, pentru că este cea mai evidentă. Imaginați-vă că, în cazul unei pensiuni, dumneavoastră creați acolo un confort, un decor, o atmosferă, o ambianță integrală, niște dotări. Lucrurile hard, lucrurile concrete, materiale, o sunt evidente. Lucrurile ceva mai puțin evidente ar fi de tipul. Aveți un restaurant, aveți. El e foarte bine utilat. Dar pierderul care vă servește are cravata pătată. Sau cam așa, pasul de scară. Sau este mai neîngrijit. Acel aspect contează. Contează foarte mult. Ține de acele probe fizice, de acel context material. E bine să vă uitați la toate aspectele. Degeaba aveți băi cu jacuzzi dacă mirosul este unul discutat. Din pare motive, că nu e canalizarea bună. Deci trebuie să vă gândiți pe total la aceste aspecte, la acest context material pe care îl oferiți. Și acum să detaliem două zone ale mixului extins. Cele mai importante, după părerea mea. Să luăm personal. Succesul unei afaceri în servicii ține foarte mult de calitatea personalului, de la management, patronaj, până la ultimul salariat pe scară ierarhică. Modul în care vă instruiți acest personal, modul în care vă motivați acest personal să facă lucrurile cum trebuie, trenează foarte mult percepția asupra calității serviciului oferit. Și să vă dau câteva exemple. Era la conferința de Constanță. Pregăteam speech-ul, erau la unul mare. Hai, că mi-a pus telefonul să sune la 6, de ce să nu suni și la recepție? Că poate se termină bateria, se întâmplă ceva și nu vreau să nici să mă prezint prea târziu. Sun la recepție și spun, vreau și eu să mă prezint la ora 6. De ce problemă? La ora 5 dimineața sună telefonul. Bună ziua, e timpul să vă treziți, e ora 6. Nu la ceas, 5. Asta a zis, zi, 6, a vrut. Deschid televizorul, 5.
Doamne, dacă zboară frumos, în cer mii de sus. Deci vă dați seama că o astfel de eroare umană, de înțeles la urma omului, poate genera de situații. Desastre reale în relație cu clientul. Imaginați-vă dacă în loc să creșească o oră de trezire, creșește o dată de rezervat. Și vă deziți cu un grup de japonezi care vine, nu pot fi cazați, pentru că va greși receptul ăsta, dar a pus o zi înainte sau o zi după. Deci e foarte important ca acești oameni să fie bine pregătiți să-și facă treaba cum trebuie. Să intrăm puțin în partea de procese, de proceduri. Astfel ca și proprietar sau manager de pensiune, trebuie să primiți serviciile oferite ca un set de etape, de procese, de proceduri, de la bună ziua până la revedere. Adică, lucrurile sunt simple, la urmă îi oferi bed and breakfast, pat și pic de jur, să spun. Par foarte simple, nu e așa simplu. Dacă priviți așa, veți scăpa foarte multe elemente esențiale. Trebuie să vă gândiți la etapele prin care furnizați acest serviciu, procedurile de lucru și de comunicare internă, atât între oamenii dumneavoastră, care trebuie să acționeze ca o echipă, cât și între oamenii noastre și furnizorii esențiali de pensiuni. Care iarăși, dacă lucrează cum trebuie, veți avea o calitate bună a serviciilor, dacă nu, veți vedea niște sfârșitași și se va întâmpla. Și nu în ultimul rând, și punctez aici, relația cu clientul este cea mai importantă fațetă a procedurilor. Relația cu clientul trebuie să fie punctul cheie de interes în ceea ce privește o proprietate de pensiune. Să le luăm pe rând cu niște studii concrete. Eram într-o pensiune de la Moegiu, foarte nouă, cu lift, practic un mini-hotel. Am dus câțiva de pretențios de fel, am testat totul, am văzut camerele, mobilierul foarte cu saltările, excelente comportare. Mirosul foarte chimic, parcă mai. N-a spus, spune, cu ce spălați? Cu ce spălați bucheta? Cu ce ștergeți mobila? Mi-au arătat, a spus, e curat și pentru asta nu le mai folosiți, pentru că mă deranjează mirosul. La recepție, mă rog. Sigur, nicio problemă, rezolvat. A doua zi, mă întorc, iarăși, cu miros foarte puternic, făcut să recurat. Se schimbase camerista. Camerista nu era aceeași în care vorbim să recepție la recepție. Acum, întrebarea mea este, ei n-ar fi trebuit să aibă o procedură implicată. În momentul în care intri pe un palier nou, te duci la recepție și trebuie. Sunt cereri speciale, sunt cereri speciale. Dar la camera 210 nu vor să-ți nimic avea creștești la făcut de pom. Dacă nu există astfel de procedură, se întâmplă asta. Eu trebuie să iau trei camerista la rând, până au știut toate de la mine, că nu vreau bani. După ce s-a terminat povestea cu camerista, eu sunt persista, nu mai era parfumat, era chimic. Mă uit, caut, în ce s-a întâmplă, văd sub pat un set întreg de chimicale pentru îndepărtarea rozăvară. Îl iau, pe castra, mă duc la rezistență, până de asta nu știe nimeni nimic. Cine ăla? Cum mă întrebați pe mine? Au venit de la firma de denanțare. Pe mine vine și firma aia vine la casă și nu știi ce vă las în cameră? Dacă mă intoxicam, dacă eram alergic, dacă mă găsească cu cuvințatul de sus. Iată cum o lipsă de procedură în relația cu furnizorul dumneavoastră esențial, care ar trebui să știe că trebuie să-mi informeze ce a făcut. Am venit, am dat aia, am pus aia în mod aia. Dacă tu nu știi ca și proprietar sau recepție sau management al hotelului la pensiune, atunci înseamnă că nu înțelegi cu adevărat importanța procedurilor. Vă mai dau un exemplu. Într-un restaurant foarte bun din București, mergeam cu mare plăcere. Tot timpul mâncarea excelent. Aveam o problemă. Eu sunt paranoic cu igienă. Veneau cu tacâmurile într-o tărniță în care cărau și sticlele din navetele care sunt luate și toate mașinile de transport și din toate depozitele. Și le puneam direct acolo, nu puneam nici măcar un șervețel de protecție. Normal, dar acolo erau scoase numai șase strate lucrate. Dar pe parcurs veneau la mine deja infestate cu cine știe ce. Eu fiind parcurs, dar tot spus. Doamne, nu le mai duceți așa și când le puneți pe masă, unde le pun și eu portofelul ăsta care mi-a crescut în jur de 3 ore, nu le puneți direct pe masă. Oameni de curate că îți mascate, puneți șervețel. N-am reușit în câteva luni pune să-i determin pe acei tine să fac asta. Tot timpul făceau cu plăcerea, luau de pe masă și până am așa pe adică, poate era consumat. Am cedat, n-am mai fost la ei, mă întâlnesc cu patronul într-un punct de fix. Cu patronul, care era de fapt un patron foarte implicat. Tot timpul vedeam acolo, ne salutam. Nu era un patron care a venit păsat de ce se întâmplă.
Și mă întreabă, ce faceți? Nu ați mai venit pe la mine. Haideți să vă explic. Reacția lui. Niște limitați. Le-am spus de mii de ori. E, asta e diferența între o procedură și o informare verbală. Dacă făceai o procedură de tip, doamne, fiecare termen respectă asta. Dacă nu, nu mai se califică pentru ziua respectivă la cota parte din Bașii. În mod sigur, motivarea asta negativă ar fi lucrat. Dacă și mai mult s-ar fi gândit cum se poate exclude eroarea umană și s-ar fi spus, doamne, unul dintre voi, fiecare zi pe rând, când ies, dacă nu le din mașina de spălat, le împachetați voi frumos în șervețele, le puneți așa. Și după aia, nu este niciun risc să ne prestăm pe parcursul aducerii la masă cu altceva. Iarăși, o procedură simplă, banală, care rezolvă astfel de probleme. Deci este foarte important să vă gândiți la proceduri. Da? Și acum câteva studii de caz despre cum vă puteți încătra pensiunea mai bine în perioadele de extra sezon. Internet. Au apărut niște site-uri pe internet care vând oferte, le spunem, oferte de ton, oferte greu de crezut. Iată unul dintre ele. O noapte de cazare la 5 stele pentru două persoane cu mic dejun și acces la piscină cu 90 de roți. S-au vândut 370 ceva de oferte. Gândiți-vă că cine a dat hotelul ăsta are o problemă. Nu avem de care. A apelat la acest site, a reușit să vândă, de fapt a reușit să-și aducă aproape 400 de clienți noi care vor veni să încerce acel hotel. Vă gândiți că poate bine, bine, dar asta e o problemă, o soluție pe termen scurt. Nu e chiar așa dacă puneți în aplicare ce vă spuneam mai devreme, relațiile cu clienții. Odată ce vă pășesc pragul acești clienți, aveți obligația să știți cine sunt, să aveți o bază de date, nu vă gândiți aici la nu știu ce server, nu știu pe calculator și nu știu cât să angajați IT. Puteți să o țineți într-un banal Excel sau puteți să o țineți pe hârtie, manual. Puteți să scrieți într-un tabel, telefon, mail, adresă și câteva detalii. Cât a stat, ce a făcut, ce servicii a cumpărat de la tine. Da? Ei bine, sunt multe astfel de site-uri. O simplă căutare pe internet vă va rezulta în multiple astfel de oferte și site-uri. Căutați după cupoane de reduceri, reduceri, oferte și așa mai departe. Și după cum vedeți, foarte multe hoteluri reușesc să... sau pensiuni. Astea sunt adevărate? Da? Dar nu se înțelege. Păi, vă explic, de exemplu. Vreau ca și client, plătiți către zonții.ro un cupon. Un cupon în valoare de 29.000. În felul ăsta, cu cuponul respectiv, te duci la recepția hotelului și nu o să plătești prețul de listă, se dă o reducere de 75% față de prețul de listă. Să zicem că ai de 2 milioane, asta luați câteva sute de mii acel serviciu. Normal că s-ar plăti 29 de lei înainte, dar oricum ieșiți cu mult sub prețul de bază. Da? Și se vând multe, în unele cazuri se vând foarte multe astfel de pachete. Mai puternic și la pensiuni. Și la pensiuni, și la restaurant. Aveți aici un restaurant care reușește să vândă 800 de astfel de cupoane. Ce le oferă? Le oferă pentru 9 lei valoarea cuponului, cu care cei care le cumpără, practic un cod, un cod unic, cu care cei care cumpără se duc la restaurant, prezintă acel cod și primesc o porție de paste din meniu la alegere, plus plătite cu ciocolată sau cu ceață, etc. Oare de ce fac asta? Că vă gândesc, pentru 9 lei, ce mai câștigă acel restaurant? Păi câștigă, în primul rând, 800 de clienți noi, din care, să zicem, jumătate sunt foarte mulțumiți. Ei vor reveni. Când vor reveni fără cupon, restaurantul va câștiga. Deci trebuie să gândiți pe termen lung. Trebuie să mai aveți în calcul un aspect. Dacă sunteți o presiune cu un restaurant mic și vreți să folosiți restaurantul ca și atracție de clienți noi, că cine vă va păși restaurantul la un link mental, poate va spune, hai să vă și o cameră. Că poate mai bine aici, mi-am plăcut unul în cameră și vreau să vă și ce condiții pot să dorm. Trebuie să luați în calcul, să nu fiți depășiți, să nu fiți luați de bar. 800 de clienți pentru un restaurant mic de persoane s-ar putea să fie foarte mult. Deci vreau să când lansați astfel de campanii. Asta e la București. Bine, poate veți avea 200. Și pentru 200 pe perioadă de lună, 200 de clienți mai s-ar putea ca undeva, pe o anumită verigă, în acele procese ce țin de cum furnizați noastră serviciu,
ceva să crape, ceva să nu meargă. Chemerii să nu facă față. Să-ți dureze două ore să-ți vină mâncare. Vă dau un exemplu concret. Era un restaurant Concronj, în portul Togis de Constanța. Era un succes fenomenal. Toată lumea făcea la coadă să mănânce acolo. Era relativ identic și bun. Mi-a fost suficient să merg o dată și să stau două ore până mi-a venit mâncarea, să mor de foame, și să mai stau o oră să-mi vină nota. Deci, mi-a fost suficient. Nu trebuie să ajungeți acolo, adică serviciile trebuie să le păstrați la un nivel calitativ rezonant. Dar odată ce vă păși practic, nu ați putut să aveți o bază de date cu ăștia astea. Dați un mini chestionar. Eventual cu o reducere pentru data viitoare, să-ți completezi un mini chestionar undeva cu date de bază, de date de contact, în mod esențial. Da? Ulterior, vă mai dați un mail, vă mai dați un telefon, le explicați ce meniul mai avansat, îi puteți atrage cu ceva, dacă nu știți cine au fost, vă bazați doar pe reamintirea lor, pe modul în care ei poate să reîntorcuteți. Vă spuneam de acel potențial extraordinar, că într-o lună se caută pe cazare de 100 de milioane. Mai sunt aici câteva statistici care iarăși vă arată cât de important e internet. Nu trebuie să faceți foarte mult. Având în vedere masa mare de clienți, un procent infim, dacă atrageți către afacerea dumneavoastră, pe care îi mulțumiți, îi fidelizați, vă va fi suficient. Deci nu hezitați să discutăm despre internet, poate și după prezentare, ori de câte ori doriți, puteți aporta, mai sunt și alți colegi care vă prezenta iarăși despre importanța internetului. Vă mulțumesc! Câți dintre dumneavoastră de aici doriți să aveți la pensiunea noastră de cazat slujiți de aici? A intra pe piața internațională înseamnă, să zicem pentru dumneavoastră, venituri mult mai mari. Puteți să mergeți cu prețuri mult mai mari. Pentru străini nu contează prețul, contează foarte mult serviciile. Acestea să fie de calitate. Aveți aici, doar așa o comparație, doar cu Uniunea Europeană și țara noastră. Utilizatorul Uniunea 77 milioane, utilizator Europa 475 de milioane. Gândiți-vă dacă vă îndreptați strategiile de marketing online către piața internațională, cam ce șanse ar fi față de momentul de față care vă numesc că sunteți prezenți la actualul și chiar pe portalul de turism, dumneavoastră vă faceți în momentul de față reclamă pe o piață în scădere. Ținta noastră a celor din acest proiect este să vă măriți veniturile prin accesul la această piață internațională. Haideți să facem o mică analiză de marketing pentru ieșirea pe piața internațională. Aveți motivație, o marjă de profit mult mai mare decât pițele străine. Avem saturarea vieții, cât și competiția pe piața internă, piața locală, cât și potențialul produsului turistic. Avem produs turistic foarte competitiv. De ce doar bulgarii și alte țări, Ungaria, să-și aducă străini? Cred că avem o țară mult mai frumoasă decât a lor și cred că putem mult mai mult. Putem chiar să fim în fața lor. Avem la fel intrarea pe piață străin care este în continuu creștere. La resurse, aici sunt sigur că mulți dintre voi ați angajat și aveți angajați care știu măcar o limbă străină, de preferință engleză, că este cea mai potrivită, așa, internațional. Dar e bine, dacă nu aveți, dacă nu știu o limbă străină, să-i trimiteți la cursuri sau să angajați un profesor care ar putea să învețe măcar lucrurile elementare în limba. Și o mentalitate acceptă. Și asta poate fi. La fel, tot, la fel cu strategii de resurse umane, de motivație. Motivațiile pot fi materiale, cât și
spirituală. Ai făcut o treabă bună astăzi, să știți că un cuvânt bun și o laudă face cât, cum să zic, un salariu plus. Haideți să mergem. Aveți și competitivitate, aveți, cum v-am și spus, servicii turistice competitive. Deci luăm toate aceste lucruri, motivații, resurse și financiare, doamnesc că sunt. Având toate aceste resurse, aveți tot dreptul să vă pundeți în piața internațională și să accesați turiști din piața internațională. Mai facem o analiză. Avem cei 4P de marketing, produs, preț, plasament și promovare, despre care v-am menționat lucruri de aici, la început. Avem pentru produs preferințele sau comportamentul clientului. Produsul turistic trebuie să fie orientat către consumator. Nu către doar să faceți o listă de prețuri sau tot. Fiecare serviciu trebuie orientat către consumator și cam către ceea ce își dorește el să facă sau, mă rog, diverse lucruri ale acestea, când este prezent la atenția dumneavoastră. Sau preț, puterea de cumpărare, veniturile, din vânzarea pachetelor turistice vor fi mari. De ce? Pentru că spune un preț mai mare, iar puterea de cumpărare a turiștilor străini este nesuperioară decât a turiștilor naționali. Și v-am prezentat la început cele trei țări, Marea Britanie, Germania și Franța. Zic și eu, aș mai adăuga țările nordice, dar în special cele trei țări sunt foarte prezente pe partea online. Deci acolo va trebui să vă orientați strategiile de marketing online. Atât online și, mă rog, se pot face și online prin dreptul de expoziție, etc. Dar pe partea asta vă ajutăm în acest proiect. La promovare puteți să vă promovați pe Târgul Internațional de Turism, și state mass media internațională, cât și interne. Am să vă prezint câteva strategii pe scurt de online marketing. Search engines, înscrierea în motoare de căutare, search engine optimization, SEO, optimizarea conținutului site-ului dumneavoastră pentru a fi găsit mai ușor pe motoarele de căutare. Email marketing, banner advertising, blog marketing, social networking marketing, publicitate în rețelele sociale, de cum ar fi Facebook, am să te prezint mai detaliat, affiliate marketing, cât și articole și comunicate în presă. O modă actuală este promovarea, cât și consultarea comentariilor din rețelele de socializare, Facebook, YouTube și Twitter. Conform iPhone-ul, 72% din consumatori sunt influențați de alți consumatori. Iar 63% utilizează sistemul UGC. UGC este tradus User Generated Content, content generat de utilizatori. Altfel spus, turiștii cred mai mult în spusele altor turiști. De exemplu, dumneavoastră, când mergeți să vă cumpărați sau doriți să vă cumpărați un televizor sau o mașină nouă, de ce nu? Vă interesează cam cât de fiabile ar fi aceste produse. Și atunci intrați pe site-ul de comentarii, dați pe internet sau întrebați prietenii, dați pe internet produsul respectiv sau mașina respectivă și acolo veți vedea părerea utilizatorilor care au cumpărat deja aceste produse. Poate să spună, știți, au fost foarte proaste sau sunt de foarte bună calitate. Și în funcție de părerile lor, vă dați seama dacă să cumpărați acest produs sau să nu-l cumpărați. Este la fel și cu produsul turistic. Sunt site-uri de acest gen, tripadvisor.com, booking.com, care au păreri
ale utilizatorilor care deja au vizitat pensiunea dumneavoastră sau altor colegi din această bază. La fel, după acele comentarii, turiștii vor hotărâi să vină, dacă să vină, să se aleagă pensiunea dumneavoastră sau nu. Deci, trebuie să fim foarte atenți cu serviciile care le oferim către turiști. Să vă spun câțiva pași importanți în promovarea pensiunii pe internet. 1. Creați un website pentru pensiunea dumneavoastră, dacă nu l-aveți deja, înscrieți link-ul în motoare de căutare, cât și în directoare. Motoare de căutare, Google, Yahoo, Altavista, cam tot ceea ce găsiți pe internet, cât și în directoare. Sunt sigur că sunt o grămadă de directoare, de link-uri, atât în țară cât și în străinătate, gratuite. Nu o să plătiți nimic, pur și simplu doar înscrieți link-ul acolo, iar acesta va aduce ulterior utilizatorii online de către site-ul dumneavoastră. 3. Puteți deveni un blogger. Puteți să creați un blog pe internet. Este destul de ușor. Sunt multe servicii gratuite în acest sens pentru a crea un blog. În blog veți putea scrie atașați câteva poze de la pensiunea dumneavoastră, dar veți putea pune articole din cum să vă spun, din zona în care sunteți. Deci nu neapărat pe pensiunea dumneavoastră. Evenimente, cam ce sunt, ce evenimente importante sunt anual, cam ce funcționează local, ar fi cam ce servicii puteți să accesați, să acceseze turiștii când vin la dumneavoastră la pensiune. Așa? Și utilizați rețelele sociale de promovare. Puteți să vă faceți un cont pe Facebook. După veți selecta la contul, când creați contul de Facebook, veți selecta că sunteți o companie și nu o persoană fizică, pe urmă veți putea face un fanpage. Chiar așa și zice fanpage, creați fanpage-uri, puneți poze de la pensiunea dumneavoastră, cât și la fel ca și la blog, din zona, poze din zona dumneavoastră. Și adăugați cei mai buni prieteni ai dumneavoastră care sunt prezenți pe internet. Prin acești prieteni veți putea accesa o rețea vastă care se află în spatele acestor prieteni. Pentru că când veți da un mesaj pe Facebook, la newsfeed, vor apărea la toți prietenilor acest newsfeed. Și va apărea undeva și link-ul pensiunii dumneavoastră. Deci e un instrument foarte puternic de promovare Facebook la ora proastă. Dar să presupunem că au venit turiștii străini la dumneavoastră în pensiune și totul e ok, dar o să vă întrebați cum vă purtați cu acești turiști. Ce le place? Ce mâncăruri le plac? Ce nu le plac? Nu aveți de unde să știți decât dacă informați. Un manager în turism totdeauna se informează, citește pe internet și se informează cu tot ce este nou în domeniu. Am să vă... Aici am pus doar câteva chestii mici, dar importante. Dacă vă vin asiatici la pensiune, niciodată să nu le puneți flori albe în cameră. Înseamnă că ori le doriți să moară, ori și ceva lucru. La fel, nu oferiți ghivece de flori finlandezilor, cât și arabilor. Dacă vin arabilor dumneavoastră, iarăși nu e bine să oferiți un ghivece de flori, tot la fel înseamnă tot pe partea ce am zis mai devreme. Nu faceți complimente nordicilor, primesc cu suspiciune. Nu oferiți cafea în pahare de plastic. Asta înseamnă o insultă pentru nordici. Această cafea trebuie servită neapărat în cești de porțelan. Deci nu zâmbiți prea mult în fața olandezilor. Nu le place. Tot la fel. Se gândesc la o insultă. Germanilor,
nu le place de altfel duminica, dacă o să aveți întâlniri cu... O să vorbiți cu agenții de turism din străinătate. Germanilor, duminica nu le place să facă afaceri și interzis prin lege duminica să se facă afaceri. De ce sunt importante aceste chestii de comunicare transculturală? Pentru că o să vedeți, veți ajunge la tăcuri internaționale, veți discuta cu agenții de turism sau tur operatori și va trebui să știți cum să vă comportați cu ei și cum să negociați cu aceștia. Turiștii străini, cum vin la dumneavoastră, vor trebui să simtă bine. Aceștia, când se întorc în țară, sunt evaluați, sunt întrebați prin e-mail de către agențiile de turism care i-au trimis. Iar dacă feedback-ul este negativ, nu vă vor mai trimite a doua oară turiștii la dumneavoastră la pensiune. De aceea trebuie neapărat să aveți grijă că aceștia se simtă în liniște. La fel, să zicem că aceștia vin la pensiune, liniștea este un factor extrem de important într-o pensiune. Sunt pensiuni care au cocoși, care dimineața la ora 5 îi vor trezi pe aceștia, sau unii turiști vin la fel să se relaxeze și nu prea vor să fie tentați să intre pe internet. Posibil pentru ei ca accesul la internet să fie cât mai limitat, eventual puteți tăia accesul Wi-Fi pentru ei, ca să nu mai fie tentați să intre pe internet. Puteți să le oferiți ca și cadouri, de exemplu, nordicilor le plac băuturile alcoolice, dacă aveți pălincă sau vin, puteți la plecare să le oferiți și un vin sau chestii de genul. O să vă întrebați de unde puteți afla despre comunicarea transculturală cu turiștii străini. Dacă îmi veți trimite un e-mail, aici am pus un link internet, puteți căuta pe Google, de exemplu, Denmark sau Germany, Cross-Cultural Communication, și va apărea al treilea link, ceva cu cba.uni.edu. Oricum, am pregătit și eu un mic ghid de comunicare transculturală cu turiștii. Aveți această carte. În această carte aveți practic toate țările, la fel ca și la link-ul de mai sus, dacă vreți pe internet. Pe carte aveți toate țările, începând de la litera A până la Z. Este editată de editura Meteor Business. Este extrem de utilă și e foarte ușor de citit. La fiecare țară, pur și simplu vedeți ce le place să mănânce la francez, ce nu le place, ce cadouri le place, nu le place, ce subiecte de discuție să purtați cu ei, ce să nu discutați cu ei. Chestii de genul acesta. Și mai vreau să vă spun ceva important de email marketing. Colegul meu, Marian, a menționat și așa ceva. Cel mai simplu, pe partea națională sau pe partea internațională, sunt directoare de gen pagina URI. Chiar există Yellow Pages și în Marea Britanie sau în alte țări. De acolo puteți accesa cât mai multe e-mail-uri. Veți fac formula un e-mail în limba engleză, germană, franceză, să zicem, depinde de ce țară trimiteți, și veți trimite către aceste e-mail-uri scrisoarea care ați pregătit-o deja. Este un mod, la fel, ieftin, va cere doar mai mult timp. Pentru mai multe informații, și dacă aveți nevoie de ajutor pe această parte, echipa noastră poate fi contactată, aveți pe mapă datele noastre, vă vom ajuta cu plăcere în aceste strategii de marketing. Vă mulțumesc mult pentru atenție.
întrebări care ați depășit, o să vă prezint Portan, din Star Trek, nu? Este serial. Asta este cazarea la pensiune cu un loc, un loc unde sperăm noi, până la sfârșitul anului, să adunăm majoritatea pensiunilor din România. Sau cel puțin pensiunile reprezentative. Obiectivele pe care își le propune acest portal, așa cum subliniau și colegii mei, încep cu vizibilitatea sporită în internet. Trebuie să fiți conștienți că chiar dacă aveți un site, chiar dacă sunteți înscriși și pe alte portaluri, inclusiv în zona internațională, maximizarea rezultatelor, adică pentru dumneavoastră, turiști mai mulți, mai diverși și constanți, trebuie făcută și e firesc să fie făcută, înțelept să fie făcută prin introducerea informației despre pensiunea dumneavoastră în cât mai multe lucruri. Acum, portalul nostru, Cazarea la Pensiune, se adresează exclusiv pensiunii. Asta înseamnă că toate promovarea informației din site este focusată, este concentrată pe pensiuni. Și știți și dumneavoastră, în momentul în care faceți un lucru pe un, într-o zonă respectivă, să-l faceți mai bine, îl faceți mai eficient. Cât vă ocupați de mai multe, cu atât lucrurile merg mai prost. Noi încercăm să maximizăm prezența informațiilor de pensiunea dumneavoastră într-un mod cât se poate de aș spune agresiv. Asta înseamnă vizibilitate sporită în internet față de, hai să spunem, concurenții. Nu ne lasăm ca și concurenți față de celelalte site-uri care vă iau bani, apropo, să este gratuit, și încercăm să fim cât se poate de complementari sau abordăm sau să rezolvăm probleme pe care ei nu le-au rezolvat încă. Al doilea obiectiv pe care l-are acest portal este ușurința operare, o să vedeți mai departe. Chiar dacă inițial o să vi se pară complicat, site-ul este făcut așa pentru că proprietarul de pensiune să poată introduce orice fel de informație dorește, astfel încât să particularizeze la maxim viziunea despre pensiunea lui și să aducă în fața turistului specific ce oferă special pensiunea respectivă. Al treilea lucru este informația de calitate pentru turism. Cred că este elementul principal dacă vezi, cum spuneam, că de vânzare, nu știu, spune de marketing, de vânzare. În momentul că turistul știe, simte, verifică de fiecare dată că în acest portal informația este de calitate, va reveni aproape obligatoriu la acest portal pentru a căuta informații. Consultanța și asistența locală permanentă și de calitate prin consultanții noștri locali, care o să vă cerce să vă ajute la tot ceea ce înseamnă business, nu operarea site, pentru că pentru operarea site există o echipă centrală unde puteți trimite e-mail, suna. Dacă aveți vreo problemă, puteți introduce informație. Vi se pare ceva de regulă. Mai vreți o altă categorie? Sunați la noi, iar noi rezolvăm problema asta rapid. Cu consultanții regionali, însă, puteți discuta cam cum să promovați afacerea. Sau ce ar însemna pentru dumneavoastră, pe zona dumneavoastră, să vă promovați afacerea. Nu în ultimul rând, portalul vrea să vă aducă pe masă sau pe ecran toate unele necesare pentru a face rezervări, pentru a aduna informații din zona dumneavoastră. O să vedeți, o să vă spun mai târziu, de statisticile pe care le găsiți
pe pensiunea dumneavoastră, dacă folosiți aceste instrumente, dar mai ales pe zona dumneavoastră. Să găsiți informații despre câți turiști, câte rezervări s-au făcut, nu știu, chestii care vă pot interesa, încă vedeți ce se întâmplă pe zonă. Bun. Ce conține portalul? În primul rând, conține un set de informații, conține setul de informații care ar putea interesa atât turistul cât și proprietarul de pensiune. Știri și evenimente care aduc în fața turistului eu știu ce arde, ce e important în zona de turism din România și mai ales în zona de turism de pensiune, obiective turistice, tradiții și obiceiuri, toate acestea, interviuri și conferințe, toate aceste informații sunt permanent actualizate de către consultanții noștri, așa încât informația chiar va fi proastă. Asta înseamnă și o mai bună promovare în internet. Astea sunt generale, nu sunt pe sunt absolut generale, vor să aducă informație, să ofere, dacă vreți, o imagine coerentă, completă și așa, beton, stâncă, despre ce înseamnă turismul la pensiune. Să dea o senzație și certitudinea de seriozitate a acestui port. Bun. Cont turist, cont pensiune. Deci există două posibilități. În acest portal, un turist poate să vină să vadă informația fără să se înscrie. Dacă se înscrie și își creează un cont turist extrem de simplu, poate posta, poate face și comentarii, dacă dorește. Am fost la pensiunea tare, după prezentare prin acest site, și am văzut, am pățit unele sau ele. Vă interesează dumneavoastră contul de pensiune. Contul în care, odată înscriși, puteți să vă etalați toate facilitățile pe care le aveți la pensiunea dumneavoastră. Site-ul, în momentul ăsta, este, portalul este făcut în două limbi. O să vă arăt mai târziu un pic cum funcționează. Română și engleză. Avem semnale importante că sunt cerute, dacă vreți, și alte limbi, mai ales că dacă promovarea se face și se va face agresiv internațional, turistul italian, spaniol, francez, belgean, o să vrea să intre direct pe site, să aleagă cunoștință de cauză, să găsească informația în limba lui. Portalul este făcut în așa fel încât se pot extinde informațiile în orice limbi.